Dragilor, am revenit cu noi informații, mai ales din partea lui Valentin. Ce s-a mai întâmplat prin țară? Se întâmplă lucruri. Spre exemplu, ieri, în prima zi de școală, când s-au întors copiii, iarăși a fost protest la Ministerul Educației, pentru că în mai multe județe a fost oprit transportul gratuit pentru elevi și părinții trebuie să plătească. Și mi-e place foarte mult că această generație are această pornire. Măi, cum nu e ceva corect? Hai peste ei! Hai peste ei să vedem ce se întâmplă și să vorbim cu ei. Și mă rog, da, noi nu eram așa, e o generație total diferită și felicităm pentru curaj și pentru faptul că au înțeles că există drepturi și obligații de ambele părți. Au fost anunțați înainte? Sunt curioasă. Mă gândesc că au fost ceva blocaj la început de an, pentru că Ministrul Educației Ligia Deca a ieșit până la urmă și le-a spus că stați liniștiți, din februarie se rezolvă. Adică, într-un fel sau altul, și ea a ieșit și s-a simțit obligată să vorbească cu elevii, pentru că erau acolo cu panouri, cu toate cele, un adevărat protest. Și mă bucură foarte mult treaba asta. Și mai avem o știre, americanii, după 50 de ani, vor să ajungă din nou pe lună, în februarie. Acum, la final de februarie, vor ajunge acum? Din nou pe lună. Așa repede? Uite acum, stai așa, să vedem cât e ceasul. Haideți la știri, dragilor. După succesul răsunător al misiunii Apollo 11, americanii trimit o a doua rachetă pe lună. Robotul Selenar, conceput de o companie privată, a efectuat primul său zbor din Florida. Dacă misiunea decurge conform planificării, aterizarea pe lună va marca două reușite importante. Prima companie comercială care aterizează pe lună și prima aselenizare coordonată de SUA după jumătate de secol. Racheta ar trebui să aterizeze pe satelitul natural al Terei la sfârșitul lunii februarie. And liftoff of the first United Launch Alliance Vulcan rocket, launching a new era in spaceflight to the moon and beyond. Robotul lunar, denumit Peregrine, care a fost construit de startup-ul Astrobotic cu sprijinul NASA, are misiunea de a transporta echipamente științifice pe lună. Contractul pentru dezvoltarea lui Peregrine este în valoare de 108 milioane de dolari. Acest tip de misiune vine după succesul din 20 iulie 1969, când Neil Armstrong și Aldrin Buzz au pășit pe lună de la bordul navetei Apollo 11. Armstrong, care se afla la bordul modulului Eagle, a rămas în istorie cu celebra declarație: "Este un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire." Astronautul a fost comandant al misiunii de aselenizare Apollo 11, unde a explorat timp de 2 ore și jumătate suprafața lunii. Mult așteptata lansare marchează o serie de misiuni susținute de Agenția Spațială Americană, care dorește să se bazeze parțial pe sectorul privat pentru planurile de aselenizare. Dacă robotul reușește să aterizeze pe lună, așa cum a fost planificat inițial pe 23 februarie, compania va deveni prima care atinge o astfel de reușită. Misiunea de a ateriza pe lună a fost încercată în ultimii ani și de alte companii israeliene și japoneze, însă toate demersurile s-au încheiat cu prăbușiri. Modulul Peregrine se va separa de rachetă la aproximativ 50 de minute de la decolare, apoi Astrobotic va porni dispozitivul de separare și va încerca să stabilească o comunicare cu centrul de control hotărât cu NASA. Dacă totul merge conform planului, Peregrine își va continua apoi călătoria spre lună. Odată ajuns pe orbita lunară, modulul va aștepta până va avea condiții de iluminare optime. Locul vizat este situat pe partea vizibilă a lunii, în apropierea unor dune misterioase formate de lavă, pe care oamenii de știință se străduiesc să le cerceteze. Cu ajutorul instrumentelor trimise acolo, NASA urmează să studieze compoziția suprafeței zonei, precum și radiațiile din cadrul acesteia. Se așteaptă ca măsurătorile care se vor efectua să ajute la minimizarea riscului și la exploatarea resurselor naturale ale satelitului natural pentru viitoare misiuni. Noul an a început cu proteste la ușa Ministerului Educației, condus de Ligia Deca. Mai mulți elevi s-au strâns pentru a-și spune nemulțumirile după ce au rămas fără transportul gratuit în 19 județe din țară. Problema va fi rezolvată abia din luna februarie. Până atunci, elevii sau părinților trebuie să scoată bani din propriul buzunar pentru transport. Școala a început cu un protest care a durat 2 ore în fața Ministerului Educației. Elevi din toată țara au venit și au protestat față de problema.
Școala a început cu un protest care a durat 2 ore în fața Ministerului Educației. Elevi din toată țara au venit și au protestat față de problema transportului gratuit. Teoretic gratuit pentru elevii din toată țara, practic nu. A avut și efecte acest protest pentru că a ieșit în final Ministrul Educației Ligia Deca la declarații și a dat asigurări că această problemă va fi rezolvată din luna februarie însă. Ce am înțeles noi din lupta aceasta este că noi venim cu propuneri care ar putea ajuta mai mult noua lege, dar bineînțeles că nu se ia în considerare pentru că mai bine acționăm așa și facem lucrurile pe jumătate. Chiar anul trecut am sunat-o pe doamna ministru și i-am spus că am 6 frați și că am nevoie de transport gratuit pentru că nici la vremea aceea nu era transport gratuit și mi-a spus că o să se rezolve. Până atunci, părinții, familiile copiilor trebuie să plătească din propriul buzunar aceste abonamente care ar fi trebuit să fie gratuite. Se vor acorda sumele forfetare, chiar și retroactiv, și se vor rezolva toate problemele din lunile trecute, promite guvernul. Vom ataca în instanță pentru că nu se iau măsuri și ni se fac niște promisiuni care nu se respectă. Cea mai gravă situație este acum în 14 județe, acolo unde sunt probleme cu contractele și nu se pot face aceste abonamente gratuite. Este vorba de sume între 300 și 400 de lei pe lună pentru un elev. Se întâmplă lucruri cel puțin interesante din punct de vedere termic. Iată că avem în Baia Mare 2 grade, dar la București minus 2 grade. Așteptăm răspunsuri la aceste nelămuriri din partea Rominei. Bună dimineața din nou! Bună dimineața din nou! Să știi că va fi o zi geroasă, cu temperaturi extrem de scăzute, așadar va ninge în majoritatea regiunilor, mai apare și soarele din când în când, dar nu se încălzește foarte mult atmosfera, așadar în depresiunile din estul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei va fi ger, va ninge la munte în Moldova, dar și în Oltenia și în Banat, așadar vântul va avea intensificări în sud-estul teritoriului, dar și prin estul țării, unde rafalele vor atinge viteze în general de 55-70 de km pe oră, iar vizibilitatea va fi redusă din cauza ninsorilor și a viscolului puternic. Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între minus 10 grade, se vor atinge prin Suceava și Iași, vor urca până la 2 grade Celsius prin Oradea, dar și în Baia Mare. Așadar, în capitală avem o zi rece cu fulguiel trecătoare și minus 2 grade Celsius pe la amiază. Vântul suflă cu până la 30 de kilometri pe oră, ceea ce înseamnă că se amplifică senzația de frig, iar mâine de dimineață va fi rece, pe parcurs va apărea și soarele, așadar va încălzi rapid atmosfera și după prânz se vor atinge 3 grade Celsius în termometre. Este o temperatură normală pentru această perioadă, iar poi mâine ne aduce tot vreme bună, cer senin și vânt activ. Ei bine, se face puțin mai cald și maxima va ajunge pe la 5-6 grade Celsius, iar la munte se face foarte frig, temperaturile rămân negative toată ziua. În Carpații Orientali o să fie ger chiar și la orele amiezii, iar atmosfera se menține închisă. S-ar putea să apară și câteva ninsori slabe, iar pe creste vântul o să bată cu 65 de km pe oră. Ei bine, temperaturile vor porni de la minus 6 grade, minus 5 în Predeal și în Ceahlău și vor urca până la 1 grad Celsius în Păltiniș. Atât pentru un moment, să aveți o zi minunată în continuare! Îți mulțumim foarte mult, Romina. Da, într-adevăr, frigul abia a venit, deși sărbătorile abia au trecut. N-am avut frig de sărbători, avem frig acum. Însă acum, când vorbim noi, suntem pe data de 9 ianuarie. Ce înseamnă asta? Păi s-au cam terminat din frigider și sarmalele, s-au cam terminat și caltaboșul, cât să țină și ele, cât să tot mâncăm din ele de pe 25 decembrie și până acum. Acum poate ar fi momentul să ne gândim puțin mai mult și la o legumă, poate și la o friptură care să nu fie prăjită așa cum am avut peste tot pe masă de Crăciun, iar Andrei Panaite, medic nutriționist, este alături de noi pentru a ne oferi toate aceste informații valoroase. Cum ne revenim după sărbători? Bună dimineața, Andrei. Bună dimineața, Vali. Astăzi vorbim de cum ne revenim după sărbători. Asta dacă am exagerat. Nu ai exagerat deloc. Ceea ce vreau să spun este că trebuie să ne revenim după sărbători. Cu siguranță corpul se va resimți după acea perioadă nebună de sărbători, în care nici somnul n-a fost un lot de calitate și așa cum trebuie, nici mâncarea n-a fost una echilibrată. Sunt adeptul acestor, să spunem, perioade în care să ne spunem că ne simțim mai bine și cu prietenii și așa mai departe, însă hai să reparăm ceea ce am în ghilimele spus greșit. Dacă vorbim de o perioadă de reveneală după perioada asta nebună de Revelion și de Crăciun,
Mă gândesc să abordăm subiectul de astăzi pe trei direcții, ca să spun așa. Apă, mișcare și mâncare. Și aș vrea să le dezvoltăm un pic pe fiecare. 1. Apa, da? Apa. Nu este vorba doar despre apă, ci și de faptul că al nostru organism este suficient de deștept încât știe să se detoxifieze singur. Ok. Cum se întâmplă treaba asta? Știi că rinichii au funcția de excreție. Rinichii au funcția de filtrare a ceea ce mâncăm și bem. Oricum, asta face în mod constant, asta este funcția de excreție, da? A rinichilor. Însă, noi, având un aport corect sau aport suplimentar de apă atunci când ne gândim să facem o reveneală așa de anul nou, practic, noi facem un volum mai mare circulant de apă pe care rinichiul va filtra și implicit metaboliții vor fi mai mulți, metaboliți excretați. Okay? Deci e bine să bem apă și am mai vorbit în episoadele anterioare de efectele benefice ale consumului adecvat de apă. Pentru că, din păcate, la sărbători, mulți oameni poate uită și de apă sau beau apă într-o cantitate mult prea mică și beau mai mult sucuri acidulate cu foarte mult zahăr, beau poate băuturi alcoolice sau eu știu ce alte lichide, nu apă curată, apă pură. Exact. Vorbim despre apă pură și aici singurul lucru la care mă gândesc atunci când uităm să bem apă este efectiv faptul că noi nu ne cunoaștem, nu conștientizăm că ne este sete. Și am mai zis-o și o spun mereu, recomand ca fiecare pacient, fiecare om din lumea asta să țină aproape în ghiozdan, în mașină, oriunde, în birou sau așa mai departe, o sticlă cu apă. Având-o la îndemână, facem un contact așa vizual cu ea și cu siguranță o vom utiliza. Ok, bun. Să eu nu pot decât să mă gândesc la ce mâncăm după această perioadă. Că ce am mâncat știu. Și nu mai vreau să mă gândesc că mi-a ajuns tot ce am mâncat de sărbători. Mâncare. Am ajuns la punctul 2, cred că punctul tău preferat. Ce punem în farfurie, Andrei? Bun, când vorbim de o reveneală de anul nou așa cu mâncarea, eu văd situația în felul următor. În primul și în primul rând să mâncăm mai multe legume. Legumele au un aport crescut de vitamine și minerale, au efect antioxidant. E bine să mâncăm legume pentru că în felul ăsta ne volumizăm cumva farfuria și cumva punem pe plan secund acele alimente care le-am consumat cu preponderență în acea perioadă nebună de Crăciun și de Anul Nou. Prin urmare, dacă mă las să desenez un pic o farfurie ar trebui compusă... Chiar așa mi-aș dori și să vedem... Uite, asta este farfurie. O farfurie. Pe bun, imaginează-ți că asta e farfuria ta. Aș vrea să fie măcar împărțită în următorul fel. Legume. Okay, jumătate din farfurie cu legume. Carbohidrați un sfert și proteină celălalt sfert de farfurie. Carbohidrați, ce înseamnă? Pâine, paste, linte, ovăz, cartofi, orez și piure, da? Proteină, carne, lactate, ouă în mare, în linii mari. Cam așa trebuie compusă o farfurie, din punctul meu de vedere, pentru a ne reveni după acea perioadă nebună. Observ că nu știu câtă lume a pus în farfurie jumătate legume de Crăciun și de Anul Nou. Ești de acord cu mine? 100%. Cred că aproape nimeni. Și colegii din regie îmi confirmă în caz că nici nu au făcut treaba asta și recunosc nici eu. Ok. Bun. Am ajuns la partea de mișcare, da? Punctul 3. Ok. Mișcare, bun. Mișcare. Acum, ce crezi tu că înseamnă mișcare așa la un nivel de detoxifiere, la un nivel de reveneală așa? Cred că mișcarea la nivel de reveneală poate să însemne cu o anumită frecvență, poate chiar și o plimbare în parc. Dacă durează o oră, două ore, să mergi constant, mă gândesc că e un fel de mișcare. În același timp, o mișcare de reveneală poate fi și, că toți suntem în ianuarie și toată lumea face schimbări de la 1 ianuarie, și mersul la sală. Dar probabil pornit așa, ușor, ușor, treptat, că nu poți imediat după caltaboș, fripturi, toate cele, să alergi pe bandă 10 km. Exact. Tu ai punctat foarte, foarte bine cu ușor, ușor. Majoritatea pacienților mei au așteptări de genul reveneală sau să ne apucăm de treabă sau să slăbim, va fi gata, de mâine nu mai consum niciun dulce, nu mai consum niciun pahar cu vin, nu mai sunt în oraș cu prieteni, nu mai mănânc pâine și mă duc la sală cu antrenorul personal. Exclus. Toate acestea vor veni pe parcurs, lent. Pentru că de-a lungul timpului mi-am cam dat seama că cam asta este rețeta succesului. O să facem de toate, dar la un moment dat, nu toate deodată. Răbdarea, cumva. Răbdare, exact.
Și majoritatea pacienților am observat, nu doar în această modalitate de a face un detox de anul nou, ci și atunci când vrem să slăbim, de exemplu, majoritatea oamenilor, pe lângă un plan alimentar de detox sau de slăbit, spuneam mai devreme, se așteaptă ca în același timp să intre în sală. Gata, de mâine mergem la sală și mergem de 5 ori la sală pe săptămână și o să fie bine. O să fie bine oricum, dar o să fie greu. Prin urmare, recomandarea de mișcare este aceea că și un mers de jumătate de oră, măcar 4 zile pe săptămână, adică 2 ore pe săptămână, este super ok și gândește-te că sunt doar 2 ore pe săptămână. Nu este o perioadă foarte mare. Va avea un impact foarte mare asupra stării de bine, asupra stării de a nu te mai simți balonat și așa mai departe. Ok? Și îmi pare rău să spun asta, dar cred că dacă facem 2 ore de mișcare pe săptămână, deja depășim ca nivel de mișcare o mare parte din populație și cred că nu doar din România. Foarte puțini oameni cred că fac 2 ore de mișcare pe săptămână, cu toate că este atât de ușor. Jumătate de oră de mers, cum ai spus și tu, de 4 ori pe săptămână. Este extrem de simplu, dar pe atât de greu de efectuat ce ai spus tu mai devreme. Mare parte din populație, cred că dacă mă gândesc bine, cam 80% din noi nu facem nici măcar la 2 ore pe săptămână de mișcare. Deci atenție, este un gest enorm de simplu, care poate să aibă impact asupra greutății, stării de sănătate, stării de bine. Nu te mai simți balonat, te simți tu bine în corpul tău. Și cred că dacă facem și un mix corect între toate acestea, dacă ne hidratăm suficient, dacă suntem puțin mai conștienți de importanța legumelor din farfurie și mai lăsăm puțin carnea deoparte, nu de tot, dar să o proporționăm exact cum ai făcut și tu acolo, 25%, și facem și mișcare, chit că vorbim de mers la sală, chit că vorbim de acel simplu mers, cred că e imposibil să nu se îmbunătățească starea de sănătate, corect? Și starea generală de bine. Corect, tu ai dreptate. Gândește-te 3 lucruri atât de simple. Să bem apă, să mâncăm și să facem mișcare, spuneam mai devreme, măcar 2 ore pe săptămână. Acum aș mai pune și punctul 4, că mi-a venit așa ideea pe parcurs. Ok. 4. Post. Din punctul meu de vedere, dacă vrei să ataci acest detox, această reveneală, așa, după acea perioadă nebună de Crăciun și de Anul Nou, dacă mă întreb pe mine, aceasta este cea mai rapidă metodă, să zic și de ce. Atunci când ținem post, ori post intermitent, ori post de o zi, adică să nu mâncăm nimic și să bem doar apă, gândește-te că în primele 10 ore corpul apelează la sursele de energie. Sursa noastră de energie este glucoza din sânge, zahărul din sânge, care atunci când se consumă intră în rezerva de glicogen. Rezerva de glicogen este înficat și în mușchi, dar vorbim de primele 10 ore. Când depășim 10 ore de post, adică să nu mâncăm și să bem doar apă, atunci corpul utilizează alte surse de energie, începe să caute până dă de grăsime. Opa, și începe să ardă din ea. Începe să mănânce din depozitul de grăsime, dar vorbim, atenție, după 10 ore, ok? Are efect și seara? Adică dacă ne culcăm la 11 și ne trezim să spunem la 9, deși nu știu cine doarme chiar de mult, dar în fine, să presupunem că acesta este un somn de 10 ore. Dacă începem să mâncăm de cum ne-am trezit, se pune că am ținut acest post sau ar trebui ținut pe perioada în care suntem treji? Se ține acest tip de post pe perioada zilei, perioada în care suntem activi, pentru că metabolismul nostru, consumul nostru energetic, este cu totul altul pe timp de zi față de pe timp de noapte. Ok, deci cred că e foarte important asta, să-l ținem și să reținem pe timp de zi, pentru că noaptea nu se pune. Noaptea corpul acționează altfel. Se pune, dar în mai mică măsură. Va avea mai mult impact pe perioada zilei. Însă, punctul 4, mi-a venit ideea pe parcurs acum, din punctul meu de vedere, eu abordez problema asta de detox, de slăbit și așa mai departe, după cum bine știi și ne-am cunoscut până acum, în modul cel mai simplu, ancestral, aș putea spune, pentru că știi că motoul meu este următorul. Slăbitul presupune mâncare, mișcare și echilibru, ok? Însă, dacă sunt pacienți care intervin, la care intervin probleme mai speciale sau mai știu ce, aplicăm și astfel de metode. Această metodă cu postul, să știi că nu este pentru oricine, doar pentru cine îl suportă. De-aia, din cauza asta, slăbitul nu-l abordez ca primă intenție cu postul intermitent, de exemplu. Pentru că nu toată lumea suportă acest tip de post. Deși intrarea în el se face treptat, urmând ca în final
să mănânci doar 6 ore. Dau un exemplu, prima masă la 12 și următoarea masă la ora 18, spre seară cumva. Și doar acestea două să fie singurele... Singurele două mese, nu trei mese. Îți mulțumim foarte mult, Andrei, pentru tot ce ne-ai împărtășit astăzi. Sper că am ajutat și pe cei de acasă să înțeleagă importanța acestor lucruri pentru o stare mai bună de bine, mai ales acum, după această perioadă în care, să fim serioși, a fost foarte grea pentru noi și organismul nostru de sărbători. Îți mulțumim mult, Andrei, și te așteptăm de fiecare dată cu drag. Cu drag. Dragilor, avem acum încă un moment special în emisiune. Va trebui să mă așez undeva jos ca să nu pic, pentru că urmează să vedem pe ecran niște imagini foarte drăguțe cu Jennifer Lopez. Pasiunea mea din copilărie, Jennifer Lopez, care lansează un nou album în luna februarie. When I was a little girl, when someone asked me what I wanted to be when I grew up. Jennifer Lopez va lansa la 16 februarie mult așteptatul album This Is Me Now, primul său disc de studio din ultimii aproape 10 ani, care va ieși pe piață odată cu singlul Can't Get Enough. Albumul combină stilul R&B, sonorități pop contemporane și ritmuri de hip-hop pentru a crea cel mai onest și mai personal album al lui Lopez de până în prezent. Albumul va fi asociat cu un film cu același titlu, regizat de Dave Myers, o reimaginare muzicală și vizuală, narrativă, intimă, meditativă, sexy, fantastică și extrem de amuzantă a vieții sale amoroase, aflate sub lupa publicului. Este în cele din urmă o odă sinceră adusă drumului parcurs de J-Lo către autovindecare și a credinței eterne în finalurile de bazm, se subliniază în comunicat în legătură cu semnificația acestui film, promovat chiar de Jennifer Lopez, căsătorită mai întâi cu actorul și cântărețul Marc Anthony, apoi cu actorul și regizorul Ben Affleck. Cântăreață, compozitoare, dansatoare, actriță, creatoare de modă și femeie de afaceri, Lopez, născută la New York în 1969, și-a început cariera muzicală în 1999 cu albumul On The Six, după ce anterior se impusese în filme precum Selena, în care a interpretat-o pe diva latino cu același nume. Haideți să mergem mai departe, să ne revenim puțin, să ne culegem de pe jos, de pe unde suntem după ce am văzut imaginile cu J-Lo. Și dacă vrem totuși să arătăm ca J-Lo, putem să facem două lucruri deodată. Să ne preocupăm și de sănătatea patrupezilor noștri, totodată să rămânem și în formă, de ce nu, pentru că înțeleg că iau nevoie de plimbări, indiferent de vremea de afară, așa că medicul oftalmolog Victoria Spau este alături de noi. Bună dimineața, bine ai revenit! Mulțumesc pentru invitație. Insist pe această specializare a ta, pentru că nu sunt mulți medici veterinari cu această specializare în România și cred că e foarte, foarte important să știe cei de acasă, în cazul în care au o problemă, cui să se adreseze. Așa este, da, mulțumesc pentru mențiune. Da, într-adevăr, oftalmologia veterinară este un domeniu nou în România și puțină lume știe. Vorbim despre această perioadă geroasă care ne-a luat mai mult sau mai puțin prin surprindere, pentru că probabil, neavând zăpadă atât de constantă în ultimii ani, tot spunem, nu o să ningă, nu o să ningă, o să ningă în februarie și iată că a nins și iată că trebuie să-i scoatem pe cățelușii noștri afară. Am înțeles că există și pisici care sunt plimbate afară mai nou, chiar am o vecină care face acest lucru. Nu știu cum reacționează pisica la zăpadă, în schimb. Da, din păcate, pentru pisici e mai stresant să stea într-o lesă, ele nu sunt obișnuite, deci nu este neapărat ceva încurajabil. De preferat, da. Dacă reușim și avem spațiu unde să le lăsăm să meargă afară și să se întoarcă acasă, este ideal pentru pisici, ele sunt mult mai independente decât căței și n-au nevoie să fie mai degrabă chemate la cină. Ele în lesă decât noi pe ele. Dar da, frigul într-adevăr este un element de care trebuie să ținem cont, că tot vorbeau colegii mai devreme de mișcare. Cred că până la ochi este importantă și mișcarea la animăluțe, cel puțin la căței. Este foarte important să-i scoatem, indiferent dacă
vedem că este afară frig, că este zăpadă, că este ploaie, asta e, ne-am luat un cățel. Trebuie să ne asumăm exact că vom merge pe frig, că vom merge pe zăpadă. Că vom ști zilnic cum e vremea afară. Exact, indiferent de talia cățelului, de rasa lui. Este foarte important nu doar fizic, pentru că au nevoie de mișcare, ca și noi de altfel, dar este important și pentru psihicul lor. Cum îi hrănim în această perioadă în funcție de cât de sedentari sau mai puțin sedentari sunt? În principiu, dacă avem un cățel care stă în curte, este foarte important să creștem caloriile, da? Să-i dăm o hrană mai bogată în grăsimi, în aport caloric crescut. Dacă avem, în schimb, un cățel care stă în casă și totuși nu-l mai scoatem, îl scoatem afară, dar limităm totuși timpul de ședere afară, pentru că nu-l deranjează, leșilor fric, atunci este important să le oferim o hrană mai scăzută caloric, pentru că au tendința să mănânce mai mult iarna, ca și noi de altfel, și riscăm să avem un cățel obez și de acolo problemele se țin lanț iarăși. Deci, mare atenție. Cum negociem cu frigul de afară, în sensul în care să ne dăm seama dacă este totuși mult prea frig pentru cățelușul nostru? Care sunt semnele care pot să ne conducă pe noi către concluzia că e un șoc hipotermic sau că se apropie sau că ar trebui să-l ducem totuși în casă? În primul rând, tremuratul excesiv, la fel ca și la noi, mai ales la căței cu blană scurtă. Dacă este musai să le luăm hăinuțe, cei care au blană scurtă, indiferent că sunt căței de talie mare sau căței de talie mică, ei au nevoie de protecție, chiar dacă plouă sau ninge musai, și vedem dacă tremură excesiv, clar ceva se întâmplă. Apoi, sigur că dacă vedem că un animăluț are mucoasele albicioase, adică putem să ne uităm la zona gingiei, la zona conjunctivei, iarăși înseamnă că ceva se întâmplă. Și sigur că în situațiile cele mai grave, când vedem un animal în rigiditate musculară, adică că nu face mișcări efectiv și are pupilele dilatate, deci este clar că trebuie să-l ducem de urgență la un medic. Și bineînțeles să-l încălzim cât mai repede, să-i punem hăinuțe pe el, să punem până ajungem la un medic. Există anumite tips and tricks când vine vorba de igiena lăbuțelor în această perioadă? Bănuiesc că așa cum e foarte cald asfaltul vara, așa e foarte frig iarna. Exact, da. Este foarte important iarna să hidratăm lăbuțele. Deci fie că mergem la un salon specializat, care iarăși este un aspect foarte important și iarna, trebuie să hidratăm lăbuțele, să ne asigurăm că este totul în regulă, pentru că suferă de degerături cel mai adesea cățelușii. Puteți acasă, de exemplu, să folosiți un ulei de cocos, este foarte bun și practic cam asta. Este și, bineînțeles, părul dintre lăbuțe trebuie neapărat curățat, pentru că rămâne apă, umezeală și vom avea iarăși probleme. Cum procedăm cu tunsul cățeilor iarna? Ne ferim de el sau mergem în continuare la salon? Da, am foarte mulți pacienți care întreabă acest lucru. Doamna doctor, nu mai mergem acum să-l tundem, că e iarnă și să nu-i fie frig. Este total greșit. Recomandările sunt ca blana să fie tot timpul periată, să fie tunsă, chiar dacă avem un cățel mic. Da, e important să-l tundem, dar nu-l mai tundem la fel ca vara, bineînțeles, un frizer știe acest lucru. Și este foarte important să avem o blană periată. De ce? Pentru că dacă eu am câlți pe blană, bineînțeles că vom avea locurile acelea în care va intra vântul și să facem un șoc hipotermic este mult mai ușor. Deci, indiferent dacă am un cățel mare, lățos, da, e foarte important să-l periem și să-l tundem regulat. Că e ca și cum aș avea o geacă groasă, dar aș avea găuri prin ea, cam așa e. Mă uitam la aceste imagini, nu știu cum s-au descurcat colegele mele, văd numai căței înfrigurați, cred că e cel mai trist lucru pe care putem să-l vedem în București și nu numai în aceste zile. Cât de important ar fi să ne gândim să și adoptăm în această perioadă, chiar dacă ne vine peste mână, că e prima oară când avem un cățel, e prima oară când ieșim la plimbare și ne-am găsit tocmai pe zăpadă să facem lucrul ăsta. Da, este foarte important, mai ales dacă vedem puiuți, pentru că ei sunt la cel mai mare risc de a îngheța și atunci este foarte important, măcar pe perioada gerului, să reușim să le oferim un loc unde să stea. Dacă nu avem această posibilitate,
poate reușim totuși să facem în fața blocului sau în fața casei un culcuș, da, pentru animăluțele acestea ale străzii. Pisici, de exemplu, sunt foarte multe pisicuțe care n-au unde să stea și sărăcuțele îngheață în unele situații. Deci e bine să ne gândim și la acest aspect, cât de cât să putem să le ajutăm. Cred că e foarte important să avem aceste informații și îți mulțumesc pe această cale. Ai venit cu câteva informații la care nu mă așteptam, spre exemplu aceasta cu tunsul și descălcitul blănii în perioada de iarnă și te aștept cu drag să revii să mai povestim. Mulțumesc frumos pentru invitație. Mergem, dragilor, puțin și în lumea astrelor, astfel încât să primim și aceste informații. Cine știe, poate ne spune chiar Olivia să ieșim la plimbare cu cățelul nostru. Bună dimineața! Berbecii se gândesc la consolidarea relației de cuplu. Iau lucrurile în serios și se gândesc la oficializarea relației. Taurii simt nevoia de libertate și nu suportă să se simtă constrânși. Cei singuri nu doresc să înceapă relații noi. Geminii trec printr-o perioadă de dezvoltare în plan profesional. Au capacitatea să obțină sprijinul material de care au nevoie. Racii beneficiază de oportunități de asociere. Atenție însă în ce parteneriate se implică. Lei au parte de oportunități deosebite în plan profesional. Eforturile pe care le depun nu trec neobservate. Fecioarele care se află într-un cerc emoțional vicios au acum șansa să înceapă un proces care să le ajute să se elibereze din acest tipar vicios. Balanțele pot investi bani într-o nouă locuință. Alți nativi își pot redecora casa așa cum își doresc. Scorpionii încep o perioadă de dezvoltare personală și reconfigurare la nivel afectiv. Se vor raporta altfel la relațiile pe care le au cu cei din jur. Săgetătorii ar trebui să țină cont de semnalele pe care le primesc din partea organismului. Au nevoie de detoxifiere intensă. Capricornii se gândesc la o reconfigurare a stilului de viață. Ar trebui să țină cont cu adevărat de nevoile pe care le au. Vărsătorii refuză să interacționeze cu persoanele apropiate. Această atitudine le poate crea multe probleme emoționale. Peștii trebuie să-și clarifice ce vor cu adevărat. Anumite negocieri din trecut se pot relua acum. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Alina Domnișor. Dragilor, s-a judecat, gata, eu plec în Dubai anul acesta și așa îmi doream foarte, foarte mult și am primit această invitație în contextul unui eveniment deosebit despre care aflăm mai multe, pentru că iată Diamond Fashion Week are loc în Dubai și despre acest eveniment aflăm mai multe de la Cristina Manea, jurnalist, și de la Stelian Milu, actor. Bună dimineața! Bună dimineața! La mulți ani, dragilor! La mulți ani! Sunteți foarte festivi, aveți energie așa ca de început de an? Păi trebuie, pentru că avem foarte multe proiecte și foarte mult de lucru, deci trebuie să fim happy. Și cred că și plecatul ăsta în Dubai nu e de aici, de acolo. La noi nu există început de an, sfârșit de an. Noi, ce este? Revelion? Ah, bine, hai să treacă. Ce este? Contează. Am început cu dreptul, să zic așa, anul 2024, pentru că în momentul când spui Dubai, spui ferie și mai ales lux și opulență, să spun așa, în afară de faptul că este foarte, foarte mult de muncă. Oho! Foarte mult! Dar deci, noi am terminat. La început de an. Da, am ajuns la sfârșitul muncii noastre pentru evenimentul Diamond Fashion Week Dubai 2024, unde vă așteptăm cu drag. Știu că e puțin de mers, dar cu avionul, nu știu, vreo 4 ore și jumătate, așadar nu așa mult. Dar e și perioada vă așteptăm ideală pe toți. Și este perioada ideală pentru că este sezonul estival acolo, la Dubai. Și mai ales vă așteptăm cu plajă, deșert, iahturi, hoteluri și multă, multă, multă modă, multă frumusețe și mult fashion. Țineți cont de reguli? S-a întâmplat să folosiți și această culoare magică a anului? Vin peste voi trenduri și așa o presiune să mai noi ca și organizator, și... noi ca și organizator, nu neapărat, ci designerii trebuie să țină cont de chestiunea aceasta, pentru că sunt anumite culori, anumite trenduri, anumite chestiuni pe care și noi le observăm, dar noi nu putem impune chestia asta designerilor. Ceea ce putem noi impune este cum să îi organizăm sau ce să le oferim. Și de asta Diamond Fashion Week ca și festival propune safari în deșert, propune iaht,
unul dintre cele mai frumoase iahturi din Dubai, pe care se vor face prezentări de modă și, bineînțeles, hotelul, unul dintre hotelurile cel mai luxoase din Dubai, care are recepția în cel mai înalt punct din Dubai. Wow! Da. Da. Noi vom avea prezentările de modă la etajul 73 al hotelului SLS. Da, este foarte frumos. Acolo și va fi foarte frumos și la evenimentul nostru. Se va desfășura în felul următor. Pe 16 februarie vom pleca în safari. Pe 17 va avea loc prima zi a evenimentului cu ședințe foto, prezentări de modă ale designerilor internaționali, care se vor ține toate la etajul 73. Pe 18 vom pleca pe iaht. Și pe 19 vom veni acasă. Foarte, foarte comprimat totul și bănuiesc că și modelele, iată, vin cu condiții speciale, fără rău de înălțime, fără rău de mare. Iahtul fiind foarte mare, nu se simte, pentru că e cam greu să miști un iaht de mărimea respectivă. Plus că în momentul când ajungi în SLS, uiți de faptul că ești la etajul 73. Șocul care este când intri în hotel, nu vezi recepția și trebuie să urci la etajul 71, după care la etajul 73 avem un zid întreg numai din, cu priveliștea Dubaiului, numai din geamuri, și nu ți se face rău. E ce o chestiune bine. Plăcută acum... să vezi Burj Khalifa, Burj Al Arab așa lângă tine și mai ales să zâmbești, să faci cu mâna. Vreau să vă spun că va fi alături de noi și Cătălin Botezatu și nu vreau să-l uităm. Și sunt și modele de la noi din România. Da? Vor fi modele și de acolo, dar sunt modele de la noi din România și copii și adolescente și modele adulte. Ce frumos! Eu vreau să știu cum reușiți voi din punct de vedere logistic să vă ocupați de acest eveniment, pentru că știu că voi aveți rezidența în România totuși. Da. Cum faceți să aveți încrederea aceea și relaxarea că atunci când ajungeți în Dubai totul exact cum v-ați dori voi? Nu lipsește absolut nimic. Mi se pare foarte greu ce faceți. Nu, pentru că înainte de a începe evenimentul sau de a fi realizat evenimentul, noi cam mergem în Dubai destul de mult. Prima dată a mers Cristina, a făcut discuțiile și toate chestiunile de genul ăsta. După care am ajuns și eu în Dubai și am mai rezolvat o parte din situații. Iar oamenii de acolo sunt foarte, sunt profesioniști în tot ceea ce se numește organizarea de evenimente, iar în momentul când ai o discuție cu ei și vorbești despre anumite detalii, acele detalii chiar se întâmplă. Nu e ca la noi să spună, păi am uitat. Nu e. Și, într-adevăr, ea e mai responsabilă un pic decât mine, pentru că eu sunt mai aerian, dar recunosc că de fiecare dată mă scutură puțin tel și mă explică, Diamond Fashion Week este asta. Bine, am uitat. Da, mă rog. Știi jocul acela cu cine e mai responsabil? Cine e mai... Da. Eu sunt artistul și atunci ea e mai pe sistemul mult mai practic. Și, într-adevăr, este greu, dar nu e imposibil. În momentul când îți dorești să realizezi un eveniment sau să te ridici la anumite cote, atunci poți să-l faci. Mai ales că în spatele nostru e o delegație de modele, designeri, staff, de vreo câteva zeci de persoane care pleacă în Dubai și atunci trebuie să-i organizezi și să fie ok. Când auzi de Diamond Fashion Week, ce curiozitate ai? Cine îi întreba? În primul rând, de unde vine tot curajul ăsta? Pentru că văd foarte multe lucruri care leagă deja România de Dubai. Da. Și mă bucur că există și evenimente legate de modă care, iată, vin în această direcție. Păi, curajul a fost, recunosc, combinat între doi nebuni, adică între noi doi, că așa... Să uite mama la televizor. Așa, nu, ea... E și eu cunosc pe mama ei, deci... Ea la un moment dat a venit să avem o cafea, să avem o discuție mică. Și cum ar fi să facem de modă cu foarte un eveniment frumos, drăguț, unde? Păi unde? Unde e culmea luxului și culmea turismului, să zic așa? În Dubai. Și am zis, ok, în Dubai unde? Și ne-am hotărât la locație. Ea mi-a spus că sunt nebun, pentru că locația sau SLS-ul este greu de
accesat pentru... nu, e greu de accesat pentru publicul din... nu neapărat publicul din România, în general. Vă povestiți cu lux de amănunte tot ceea ce ați trăit acolo. Păi nu, că vin cu noi în Dubai. Deci gata, am stabilit. Ai uitat. Ai uitat. Povestim împreună atunci și vă mulțumesc tare mult, vă felicit. Mulțumim. Și vă aștept cu mare drag să reveniți, să iasă exact cum vă doriți voi. Păi și noi mulțumim, ne dorim acest lucru, pentru că trebuie să iasă. Dragilor, cu această invitație vă lăsăm pe final de emisiune și bineînțeles că vă așteptăm și mâine dimineață să ne fiți alături. Până una alta, intrați repede și cumpărați biletele pentru Dubai, ați auzit perioada. Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.